Salut! Astăzi vreau să fac un tratament împotriva moniliozei la o serie de pomi din specia sâmburoase, adică la niște vișini și pruni. Sunt niște pomi destul de bătrâni, cu vârstă de minim 15 ani, care au fost neglijați în mod sistematic și cărora nu li s-au aplicat mai niciodată tratamentele necesare. Dar monilioza i-a afectat puternic anul trecut și vreau să-i salvez. Vreau ca în acest an să nu mai fie afectați de monilioza și să producă nestingheriți, pentru că produc fructe bune, niște vișine mari și gustoase. Tratamentul aplic cu pompa electrică de la Ruris, care nu-i fac niciun fel de reclamă, dar este o sculă bună. Substanța se aplică prin îmbăiere directă pe suprafața pomilor. Așa arată mugurii afectați de monilioza de anul trecut, au rămas mumificați, s-au uscat și sunt prezenți și acum în pom. După tratament, aceștia vor fi dați jos, îi culeg și îi pun într-un loc unde voi arde resturile vegetale. Bineînțeles că nu voi putea să mă duc până sus de tot. Nu sunt afectați foarte puternic, dar vreau să distrug sursa, focarul de infecție. Am făcut tratamentul și vă recomand să nu uitați să dezinfectați foarte bine sculele. Astăzi am stropit pomii, prunii și vișinii împotriva moniliozei. Este un tratament de primăvară foarte necesar și l-am făcut cu Signum. Pomii nu sunt foarte afectați, dar oricum au urme de atac de monilioză de anul trecut. Așa că era foarte necesar acest tratament. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!